Guvernul vrea să-i stimuleze pe români să-și găsească de lucru, nu să se mulțumească doar cu ajutoarele sociale. Pachetul de măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă intră în vigoare începând cu 3 decembrie, după ce marți guvernul a adoptat normele de aplicare a Ordonanței de Urgență numărul 60 din 2016. Aceasta se referă la acordarea unor stimulente, la angajarea șomerilor și a tinerilor absolvenți. Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor de Muncă Suceava, Mirela Domnicăi, a declarat că șomerii înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în situația în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 de lei neimpozabilă. Ordonanța 60 reglementează prime noi și subvenționează suplimentar primele deja existente, tocmai în ideea de a stimula mobilitatea forței de muncă și de a activa forța de muncă existentă în prezent, dar nereprezentată pe piața muncii. Astfel, noutatea o reprezintă o primă de instalare în cuantum de 500 de RON, care va fi acordată oricărei persoane care se află în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și se angajează la un angajator cu care nu a mai avut relații contractuale în ultimele 12 luni. De asemenea, guvernul a introdus și o subvenție a navetei șomerilor care se angajează. Cuantumul acestei prime se calculează la 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Șomerii care decid să-și schimbe domiciliul la o distanță mai mare de 50 de kilometri pentru a deveni angajați vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei. Primele mai vechi de mobilitate se suplimentează, astfel pentru orice persoană care își va găsi un loc de muncă la o distanță mai mare de 15 km de domiciliu, această persoană va primi o sumă de 0,5 lei pentru fiecare kilometru în plus față de domiciliu timp de 12 luni, cu precizarea că pe timp de o zi cuantumul nu poate depăși suma de 55 de RON. O altă primă de mobilitate o reprezintă prima de încadrare, prima de instalare, care va fi acordată oricărei persoane care își schimbă domiciliul pentru la o distanță mai mare de 50 de kilometri, își schimbă domiciliul astfel încât pentru acest efort pe care îl face va primi o sumă în cuantum de 12.500 RON, iar dacă este urmată de un membru al familiei, mai primește o sumă de 3.000 RON. Suma va fi achitată în două tranșe, 50% la instalare și 50% după 12 luni de la angajare.